Bună ziua! Astăzi vom discuta despre ceea ce înseamnă Bacalaurea 2016, mai exact simularea care am avut-o pentru profilul tehnologic, evident la disciplina matematică. Avem subiectul 1 roman cu prima problemă care ne spune că determinați numerele reale A și B pentru care 10 supra 3 plus I este egal cu un A plus I or B, unde acel I este definit ca fiind I la a doua egal cu minus 1. Haideți să vă arăt cum se face o astfel de problemă. Deci avem acel 10 supra 3 plus I egal cu A plus I or B. În primul și în primul rând vă sfătuiesc la astfel de probleme să amplificați o astfel de fracție unde aveți I la numitor cu conjugata ei, conjugata numitorului. În cazul nostru este un 3 minus I, tocmai pentru a se forma formula A plus B pe lângă A minus B, care este un A pătrat minus B pătrat, și o să vedeți de ce mă ajută o astfel de amplificare. Deci am 10 pe lângă 3 minus I supra 3 plus I pe lângă 3 minus I, ca fiind în continuare cu acel A plus I or B. Mai departe o să am 10 pe lângă 3 minus I și, cum vă spuneam jos, fiind vorba de acel A plus B pe lângă A minus B, care este A pătrat minus B pătrat, vom avea atunci un 3 la a doua minus I la a doua egal cu A plus I or B. Însă, în datele problemei ni se spune despre I pătrat că are valoarea egală cu minus 1, lucru care o să-l facem și noi înlocuind acel I pătrat cu minus 1, A plus I or B. Evident, minus cu minus va face semnul plus și atunci o să am jos 3 minus I, 10 pe lângă 3 minus I supra 10, ca fiind egal cu A plus I or B. 10 cu 10 se simplifică și o să ne rămână practic că 3 minus I ar fi egal cu A plus I or B. Într-o astfel de egalitate, ceea ce avem practic înmulțit cu I în partea stângă va fi egal cu ceea ce avem înmulțit cu I în partea dreaptă, adică minus 1 este numărul înmulțit cu I în partea stângă și B este numărul înmulțit cu I în partea dreaptă, și practic am obținut că B este minus 1. Și ceea ce avem ca termen liber practic în partea stângă, adică 3, va trebui să fie egal cu termenul liber din partea dreaptă, adică A, adică A-ul nostru este egal cu 3, și astfel am determinat cele două necunoscute, A și B, ce ni se cereau în problema noastră. Trecem acum la problema numărul 2. Se consideră de această dată o funcție notată cu f, definită pe mulțimea numerelor reale cu valori tot în mulțimea numerelor reale, dată prin legea f de x egal cu x pătrat minus 1. Se cere să calculăm f de 1 la puterea 2016 plus f de 0 la puterea 2016. Haideți să vedem rezolvarea acestei probleme. Vom scrie în primul rând funcția noastră, care este x pătrat minus 1, și avem de calculat f de 1 la 2016 plus f de 0 la 2016. Luăm pe rând f de 1 și f de 0 și le calculăm. Ce va însemna f de 1? Evident, în locul lui x voi pune valoarea 1, situația asta, și în cea de-a doua situație 0. Deci f de 1 va însemna 1 la a doua minus 1. 1 la a doua, evident, este 1, minus 1 va face 0. Ce va însemna f de 0? Va însemna 0 la a doua minus 1, care va însemna, evident, minus 1. Ne întoarcem la relația care trebuie să o calculăm și o să avem 0 la puterea 2016 plus f de 0 ne-a dat minus 1, deci o să vină minus 1 la puterea 2016. 0 știm că la orice putere în afară de puterea 0 este tot timpul 0, și un număr negativ ridicat la o putere pară știm că devine pozitiv, și 1 la puterea 2016 este 1. De unde rezultatul final va fi 0 plus 1, adică 1. Haideți să vedem acum problema numărul 3. De data asta avem o ecuație de rezolvat pe mulțimea numerelor reale. Ecuația este 6 la puterea x pătrat minus 3x plus 5, ca fiind 216. Haideți să o vedem și această ecuație. Deci 6 la puterea x pătrat minus 3x plus 5 egal cu 216.
Aceste probleme, acest tip de probleme se rezolvă în felul următor. Dacă avem 6 la o putere egal cu un număr, numărul din dreapta să încercăm să scriem tot ca și o putere de a lui 6. Iar 216, dacă veți face calculele sau prin încercări, veți observa că este un 6 la puterea 3. Deci ecuația noastră este de fapt 6 la puterea x pătrat minus 3x plus 5 egal cu 6 la 3. Acum, având o egalitate între două numere, având aceeași bază, în cazul meu 6, evident și puterile vor fi egale. Deci x pătrat minus 3x plus 5 egal cu 3 pare a fi o ecuație de gradul al doilea, de fapt este o ecuație de gradul al doilea, însă trebuie să o aranjați, pentru că în momentul în care aveți o ecuație de gradul al doilea, de fiecare dată trebuie ca în partea dreaptă să aveți 0. Și atunci o să-l aduc pe 3 din partea dreaptă în partea stângă și o să-l aducem cu semn schimbat și o să am x pătrat minus 3x plus 2 ca fiind egal cu 0. Următorul pas în rezolvarea ecuațiilor de gradul al doilea este identificarea lui A, lui B și a lui C. A-ul în situația noastră este 1, pentru că fiind x pătrat simplu, A-ul reprezintă numărul care este înmulțit cu x pătrat. În cazul nostru, 1. B-ul nostru este numărul care e înmulțit cu x, adică minus 3, și C este termenul liber, adică 2. Mergem mai departe și calculăm delta, care este B pătrat minus 4AC. În cazul meu va veni minus 3 la a doua minus 4 ori A ori C. Minusul, cum vă spuneam și mai devreme, ridicat la o putere pară devine pozitiv, iar 3 la a doua înseamnă 9, iar 4 ori 1 ori 2 înseamnă 8, deci delta este egal cu 1. Delta fiind un număr pozitiv, vom avea soluții reale, chiar diferite, pentru că este o valoare a lui delta strict pozitivă, și haideți să le găsim cele două soluții. Prima soluție este minus B plus radical din delta supra 2A, adică minus B. B-ul nostru fiind minus 3, minus B va deveni plus 3. Plus radical din 1, care este 1, supra 2 ori A, adică 2 ori 1, care este 2. Ținem 4 pe 2, de unde prima soluție este 2. Cea de-a doua soluție are formula minus B minus radical din delta supra 2A, adică minus B, din nou o să am minus minus 3, adică plus 3, minus radical din 1, adică minus 1, supra 2, adică 2 supra 2, de unde cea de-a doua soluție va fi egală cu 1. Deci cele două soluții ale ecuației noastre sunt 1 și 2. Mergem la problema 4. Spune în felul următor. Calculați în câte moduri poate fi aleasă o echipă formată din 5 elevi din totalul de 6 pe care îi are la dispoziție un antrenor. Practic acea formulă prin care noi găsim toate combinațiile posibile a forma o echipă din 5 elevi din totalul de 6, avem de-a face cu toate combinările. Respectiv, formula de la combinări. Și haideți să vedem. O să am combinări de 6 elevi luați câte 5. Pentru că din totalul de 6, noi trebuie să găsim toate combinările posibile de câte 5 elevi pentru a forma acea echipă de către antrenorul nostru. Combinări de n luate câte k are formula n factorial supra k factorial pe lângă n minus k factorial. N-ul în cazul nostru este 6, iar k este 5. Și o să avem. Deci combinări de 6 luate câte 5 va veni 6 factorial supra 5 factorial pe lângă 6 minus 5 factorial. O să am 6 factorial supra 5 factorial ori 1 factorial. Evident, 1 factorial, la fel ca și 0 factorial, rețineți, are valoarea egală cu 1. Însă, aveți sus un 6 factorial și jos un 5 factorial. Ideea este să vă simplificați cât se poate de mult pentru a nu avea de-a face cu numere foarte mari. Și vă arăt și cum. 6 factorial, ce înseamnă practic n factorial? Înseamnă 1 ori 2 ori puncte puncte ori n. În cazul meu, ce va însemna 6 factorial? 1 ori 2 ori puncte puncte ori 6.
Haide să le scriu totuși toate numerele, că nu sunt chiar atât de multe, pentru a observa mai clar că produsul meu de la 1 până la 5 poate fi scris și el sub o formă prescurtată ca fiind 5 factorial. Și practic asta este și ideea. Pe cel mare scrieți-l în funcție de cel mic. Și practic 6 factorial noi o să-l putem scrie ca fiind un 5 factorial înmulțit cu numărul 6. Supra 5 factorial, v-am spus că 1 factorial este 1, aceștia se vor reduce și atunci rezultatul final va fi nu 1, ci 6, pentru că sus ne-a rămas 6. Deci există practic 6 combinații posibile prin care noi putem forma o echipă din 5 elevi dintr-un total de 6 elevi. Problema numărul 5 ne spune în felul următor că în reperul cartezian X, O, Y se consideră punctele A de coordonată 5 și 0, B de coordonată 2M plus 1 și 0, unde M este un număr real. Determinați acel număr real M știind că punctul C de coordonată 10 și 0 este în mijlocul segmentului AB. Haideți să vedem cum facem astfel de problemă. Vă fac și un mini desen ca să aveți idee despre ce vorbim. Am un segment AB în care C este mijlocul segmentului nostru și noi avem o formulă pentru coordonatele mijlocului unui segment când îi se cunosc coordonatele capetelor. În cazul nostru, X indice C, prima coordonată a punctului de mijloc, este X indice A plus X indice B supra 2. Și cealaltă coordonată, YC, este YA plus YB supra 2. Haideți să aplicăm aceste formule în cazul nostru. O să avem XC, o valoare care noi o cunoaștem ca fiind egală cu 10 și o știm și pe YC ca fiind egală cu 0. Deci o să am XC, adică 10, va fi egal cu XA, 5, plus XB, 2M plus 1, supra 2. De aici o să avem practic 10 ca fiind 5 plus 1, 6 plus 2m supra 2. Dacă vreți, puteți simplifica o astfel de fracție sau îl puteți scrie pe 10 sub formă de fracție 10 supra 1 și având o egalitate de două fracții, respectiv o proporție, putem face produsul în cruce, adică 10 ori 2 ca fiind egal cu 6 plus 2m ori 1, de unde avem că 20 va însemna 6 plus 2m, separăm termenii pentru că avem de-a face cu o ecuație de gradul 1, hai să-l ducem pe 6 în partea stângă și o să vină 20 minus 6 ca fiind 2m, adică 14 ca fiind 2m, de unde m-ul meu va însemna atunci un 14 pe 2, adică m egal cu 7. Și astfel am găsit valoarea lui M, fără să mai fie nevoie să facem și pentru cea de-a doua coordonată a mijlocului, pentru acel YC. Puteți doar să verificați, să vă jucați puțin cu acest YC. O să vină că 0, cât este YC-ul, este YK, 0 plus YB, 0, împărțit la 2. Și așa și este, pentru că 0 va însemna practic 0 pe 2, care evident este tot 0. Repet, necunoscuta noastră M are valoarea 7. Mergem mai departe și avem o problemă de geometrie în care ni se dă un triunghi ABC cu lungimile laturilor AB fiind egală de 5, cu 5, AC 12 și BC ca fiind 13. Aceste trei numere, și ar fi bine să rețineți acest lucru, sunt numere pitagorice și vă explic imediat și ce înseamnă asta. Dacă ridicăm valoarea lungimii laturii AB la pătrat, o să obținem 5 la a doua, care este 25. Dacă facem același lucru și pentru AC, o să vină 12 la a doua, 144, și același lucru și pentru BC, o să vină 13 la a doua, care este 169. Se observă că 25 adunat cu 144 îmi dau 169. Altfel spus că BC la pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Și o astfel de relație ar trebui să vă fie cunoscută. Este practic
relația din teorema lui Pitagora și practic având loc această relație putem folosi reciproca teoremei lui Pitagora și să afirmăm că triunghiul nostru ABC este dreptunghic, adică avem un unghi în acest triunghi, în cazul meu A, de 90 de grade. De ce este unghiul A de 90 de grade? Pentru că Pitagora ne spune că ipotenuza la pătrat este egală cu suma pătratelor catetelor. Iar BC fiind ipotenuza și noi știm că ipotenuza este latura ce se opune unghiului de 90 de grade, atunci evident unghiul A este cel de 90 de grade. Bun, haideți să facem și un mini desen. Avem deci unghiul A, B și C. Haideți să respectăm puțin datele problemei. AB-ul e latura mai scurtă, este de 5. Aceasta este de 12 și aceasta este de 13. Problema noastră este să calculăm cosinus de unghiul C. Din clasele mici noi știm că cosinusul unui unghi, într-un triunghi dreptunghic, este definit ca fiind raportul dintre cateta alăturată supraipotenuză. Și atunci, dacă discutăm de cosinus de unghiul C, cateta, hai să scriem această relație, cateta alăturată supraipotenuză, cateta alăturată unghiului C este AC, pentru că cealaltă catetă, AB, ar fi fost cateta opusă, iar noi avem nevoie de cateta alăturată. Deci va veni AC supra ipotenuza BC. Noi știm lungimile de laturi și o să vin atunci 12 supra 13 și aceasta este practic valoarea cosinusului de unghi C în triunghiul nostru ABC. Subiectul al doilea, prima problemă. Se consideră matricea A cu 3 linii și 3 coloane, pe prima linie 1, 2, 4, pe cea de-a doua 0, 1, 3 și pe cea de-a treia 0, 0, 1. Prima cerință acestei probleme la subpunctul A este să calculăm det de A, unde det de A evident este determinantul acestei matrici. Haideți să-l calculăm. Det de A egal. O să avem deci 1, 2, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 1 și când calculăm determinantul, o metodă este să rescriem primele două linii 0, 1, 3 și vom calcula în felul următor. 1 ori 1 ori 1 plus 0 ori 0 ori 4 plus 0 ori 2 ori 3 minus. De ce minus? Pentru că acum venim invers, adică 4 ori 1 ori 0 minus 3 ori 0 ori 1 minus 1 ori 2 ori 0. Egal. 1 ori 1 ori 1 este 1, 0 ori 0 ori 4 este 0, la fel și acesta, pentru că orice număr înmulțit cu 0 este 0, și acesta, și acesta, și acesta. Și atunci răspunsul final este det de A, are ca rezultat valoarea 1. Hai să trecem acum la subpunctul B. Ni se cere să arătăm că A minus matricea I3, într-o paranteză, înmulțit tot cu A minus matricea I3 și încă o dată cu A minus I3, îmi dă matricea O3. Cine este această matrice O3 și această matrice I3? Eu sper că știți, dar dacă nu, haideți să vi le arăt. I3-ul este matricea care noi spunem ca fiind element neutru pentru operația de înmulțire pe mulțimea matricelor, cu 3 linii și 3 coloane, care are următoarele elemente. 1, 0, 0, 0, 1, 0 și 0, 0, 1. Practic toate elementele sunt 0 în afară de diagonala principală, unde avem 1 peste tot. O3 este matricea în care avem toate elementele din această matrice egale cu 0. Practic O3 este element neutru în raport cu operația de adunare
pe mulțimea matricelor cu 3 linii și 3 coloane, ce să înțelegeți? Că orice ați aduna cu matricea O3 e ca și cum l-ați aduna. Și I3, vă spuneam că este element neutru în raport cu operația emulțire, ce să înțelegeți și din asta? Că orice ați înmulți cu matricea I3 e ca și cum n-ați înmulți. Și atunci, haideți să vedem ce se întâmplă în situația noastră A-I3, înmulțit cu A-I3, înmulțit cu A-I3. Păi, în primul rând, haideți să calculăm A-I3. Haideți să facem puțin spațiu. Deci A-I3 va veni matricea A, care este 1, 2, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 1, minus I3-ul nostru, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bun. Cum se scad sau cum se adună două matrici? Păi se vor aduna sau se vor scădea poziție cu poziție. Adică ăsta minus ăsta, deci 1 minus 1 care face 0, 2 minus 0 care face 2, 4 minus 0 care face 4, 0 minus 0 care face 0, 1 minus 1 care face 0, 3 minus 0 care face 3, 0 minus 0 evident 0, iară 0 și 1 minus 1, 0. Acesta este rezultatul lui A minus I3. Iar dacă ne uităm, nouă ni se cere să arătăm că acel rezultat să-l înmulțim cu el însuși încă de două ori. Deci practic o să înmulțesc A minus I3 cât am obținut cu rezultatul nostru. Și haideți să facem o astfel de înmulțire. Deci acesta este A minus I3. Îl voi înmulți cu iarăși A minus I3. Haideți să facem un astfel de calcul. 0, 0. Acum, foarte multă atenție cum se înmulțesc două matrici. Două matrici se înmulțesc în felul următor. Regula este linie cu coloană. Și vom avea, haideți că voi scrie aici, sus, deci am A minus I3 înmulțit cu A minus I3, va veni 0 ori 0 plus 2 ori 0 plus 4 ori 0. Deci m-am dus cu înmulțirea în felul următor. Trec la următoarea coloană, tot cu prima linie. Și o să vină 0 ori 2 plus 2 ori 0 plus 4 ori 0. Și mă duc cu următoarea coloană, ultima, 0 ori 4 plus 2 ori 3 plus 4 ori 0. Același lucru voi face și cu următoarea coloană. Și o să am 0 ori 0 plus 0 ori 0 plus 3 ori 0 mai departe. 0 ori 2 plus 0 ori 0 plus 3 ori 0 și în fine ultima, 0 ori 4 plus 0 ori 3 plus 3 ori 0. Și ultima linie acum cu fiecare coloană și o să am 0 ori 0 plus 0 ori 0 plus 0 ori 0. Mergem mai departe. 0 ori 2 plus 0 ori 0 plus 0 ori 0. Și în fine, ultima linie cu ultima coloană, 0 ori 4 plus 0 ori 3 plus 0 ori 0. Și avem. Haideți să facem calculele. 0, 2 ori 0 evident este 0, 4 ori 0 este 0, 0 plus 0 plus 0 face 0. La fel, 0. Aici o să am un 0, un 0, dar 2 ori 3 face 6. Aici o să am 0. Aici tot 0. Tot 0, tot 0, tot 0 și tot 0. Practic, A minus I3 înmulțit cu A minus I3 va fi matricea 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Acum, trebuie să mulțim rezultatul obținut din A minus I3 cu A minus I3 încă o dată cu rezultatul dintre A minus I3, adică cu matricea 0, 2, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Haideți să facem înmulțirea. Vom avea. Mergem puțin mai repede. Linie, cum vă spuneam, cu coloană 0, 0, 0. Adunate, evident, 0. 0, 0, 0. Adunate, evident, 0. 0, 0, 0. Mai departe, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Și în fine, ultima, 0, 0, 0. Ceea ce am obținut este matricea cu toate elementele egale cu 0. Evident, ceea ce vă spuneam și la început, este matricea O3, lucru care noi trebuia practic să-l arătăm la subpunctul B. Și în fine avem subpunctul C, în care se cere să rezolvăm ecuația matricială, unde am matricea înmulțită cu o matrice X, ca și rezultat o matrice cu 3 linii și o singură coloană, cu elementele 0, 1 și 2. Unde X-ul nostru este o matrice, evident, cu 3 linii și o singură coloană, X, Y, Z sunt elementele din mulțimea matricelor, cu 3 linii și o singură coloană și toate elementele reale. Haideți să o vedem această problemă. Să facem puțin spațiu. Haideți să înmulțim, deci, matricea A cu matricea X. Și o să avem matricea 1, 2, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Înmulțit cu X, Y, Z. Și să vedem ce obținem. Cum vă spuneam și mai devreme, vom înmulți linie cu coloană. Însă, înmulțind o astfel de matrice cu o singură coloană, practic, ce o avem în matricea X, o să avem următoarea matrice, X plus 2Y plus 4Z. Și am terminat cu prima noastră linie, pentru că avem o singură coloană, practic, cu care trebuia să înmulțim. Mergem la cea de-a doua linie cu singura noastră coloană și o să vină 0 ori X face 0, deci nu o să-l mai scriu, plus 1 ori Y, care este Y, plus 3 ori Z. Și mergem acum și la ultima linie, 0 ori X face 0, plus 0 ori Y, care face 0, plus 1 ori Z, care face Z. Și aceasta este matricea rezultat dintre înmulțirea ce o aveam matricei A cu matricea X. Însă ecuația noastră spune că A ori X egal cu matricea cu elementele 0, 1 și 2. Atunci, ecuația devine 2 puncte X plus 2Y plus 4Z, Y plus 3Z și Z ca fiind egal cu, cât spun ei, cu 0, 1 și 2. Și acum, aceste două matrici fiind egale, evident, poziție cu poziție vor trebui să fie același element. De unde o să obținem? Pot să șterg sus, să facem puțin spațiu. O să obținem următorul sistem, în care X plus 2Y plus 4Z este egal cu 0, Y plus 3Z este egal cu 1 și, în fine, Z ca fiind egal cu 2. Deja din ultima relație știm valoarea lui Z ca fiind 2. Nu avem altceva de făcut decât să înlocuim în relația anterioară pe Z cu valoarea care o avem deja ca fiind 2 și o să avem atunci că Y plus 3 ori 2 egal cu 1 sau că Y plus 6 egal cu 1, de unde Y-ul vostru va veni 1 minus 6, adică minus 5, și l-am găsit și pe Y. Și vom înlocui X, Y-ul și Z-ul în prima relație să-l găsim și pe X-ul nostru. Și o să vină. Haideți să ștergem aici. X plus 2 ori Y, adică minus 5, plus 4Z, adică 4 ori 2, egal cu 0.
adică x plus cu minus face minus, plus 8 egal cu 0, adică x minus 2, pentru că minus 10 plus 8 face minus 2, duce minus 2 în partea cealaltă și obținem x-ul ca fiind plus 2. Și astfel am găsit și ultima necunoscută, x-ul ca fiind 2. Concluzionăm rezolvarea problemei noastre, scriind matricea x, care spunea că este x, y, z, în cazul meu 2, y-ul minus 5 și z-ul tot 2. Cea de-a doua problemă de la subiectul 2 roman spune în felul următor: pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x steluță y ca fiind x, y minus x minus y plus 2. Prima cerință, sub punctul A, arătați că x steluță y este x minus 1 pe lângă un y minus 1 plus 1, oricare ar fi x și y. Haideți să luăm această relație, deci x steluță y egal cu x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1. X steluță y, noi știm că este această relație și haideți să înlocuim în partea stângă, plus 2, și în partea dreaptă haideți să desfacem parantezele. Cum se desfac două paranteze? Mulțim termen cu termen. X ori y, x, y, x ori minus 1, minus x, minus 1 ori y, minus y, minus 1 ori minus 1, plus 1 și să nu uităm de acel plus 1. Deci o să avem atunci că x, y, minus x, minus y, plus 2, egal cu x, y, minus x, minus y, plus 2. Ceea ce, evident, este adevărat. Haideți să vedem acum sub punctul B. Se cere să calculăm 0 compus cu 0 steluță 1, steluță 2, steluță 3. Și acum, haideți să vedem cum facem. Am 0 compus cu 1, compus cu 2, compus cu 3. Legea noastră fiind o lege de compoziție asociativă, putem o astfel de compunere să o facem în felul următor, să spunem 0 compus cu 2 compus cu 3 separat compus cu 1. De ce facem o astfel de mișcare? Păi vă spun și de ce. Pentru că, uitându-mă la noua formă, să zic, a legii noastre de compoziție, pentru că inițial ne-o dau ca fiind x, y minus x minus y plus 2, dar noi am dovedit, am demonstrat practic că este tot una cu x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1. Dacă unul dintre x sau y este egal cu 1, una dintre paranteze devine 0 și evident orice înmulțit cu 0 face 0 și rămâne tot timpul rezultatul egal cu 1. De unde, dacă voi 0 steluță 2 steluță 3, să zicem, ați nota cu litera M, în momentul în care facem M compus cu 1, conform formei o să vină M minus 1 pe lângă 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 fiind 0, M minus 1 nici nu contează cât este M-ul, pentru că M minus 1 vine înmulțit cu 0 și evident un astfel de produs face iarăși 0, și atunci o să ne rămână ca rezultat final 1. O astfel de rezolvare, să știți, vă va ajuta pentru probleme în care aveți, nu știu, ceva de genul minus 2010 compus cu minus 2009 compus cu minus 2008 și așa mai departe până la un plus 2010. La fel, căutați pentru ce valoarea lui x sau y, una dintre paranteze este 0, în cazul vostru să zicem era 1, scoateți 1 deoparte, lăsați partea stângă nemodificată, doar 1 lăsați-l deoparte, notați-l cu o literă, pentru că indiferent, repet, cât ar fi M-ul compus cu 1, acel rezultat va veni de fiecare dată egal cu 1, pentru că una dintre paranteze este 0, de aici tot produsul 0 și rămâne acel plus 1 singur. Haideți să vedem acum sub punctul C. Zice: determinați numerele reale A. Știm că A compus cu A compus cu 2016 face 2016. Haideți să rezolvăm o astfel de ecuație. Am să o șterg aici. O să-mi las forma aceasta pentru compunerea a două elemente și o să vedeți de ce mă va ajuta. Deci avem ecuația A compus cu A compus cu 2016 egal cu 2016. Odată, A compus cu A, conform acestei forme, o să vină A minus 1 pe lângă A minus 1 plus 1. Fiind vorba de același lucru, aceeași paranteză,
putem să o scriem ca fiind un A minus 1 la a doua plus 1. Haideți să compunem acum A cu A cu 2016. Rezultatul dintre A compus cu A îl știm, este A minus 1 la a doua plus 1 și compunem mai departe cu 2016. Și o să vină, acesta este X-ul, acesta este Y-ul. Conform legii noastre compoziție, o să vină X minus 1, adică A minus 1 la a doua plus 1 minus 1, înmulțit cu Y minus 1, adică 2016 minus 1, plus 1. Minus 1 cu plus 1 se reduc și ne rămâne un A minus 1 la a doua, ori 2015 plus 1. Haideți să vedem cum va arăta ecuația noastră și vom scrie. Ecuația devine, două puncte, și haideți să-i dăm drumul. A minus 1 la puterea a doua ori 2015 plus 1, partea stângă practic, egal cu 2016. Îl vom duce pe 1 în partea cealaltă, evident, cu semn schimbat. Haideți să facem un pic spațiu. Și o să avem un A minus 1 la a doua ori 2015 ca fiind 2016 minus 1, care evident 2016 minus 1 este 2015. Voi împărți această relație cu 2015 pentru că îl văd și în partea stângă și în partea dreaptă și ceea ce vom avea este în partea stângă un A minus 1 la a doua, iar 2015 împărțit la 2015 ca fiind egal cu 1. Acum fiți foarte atenți la o astfel de ecuație, pentru că un număr la a doua, dacă este egal, să zicem, în cazul nostru cu 1, vom avea două variante. O variantă este că A minus 1 este egal cu 1, cum cred că marea majoritate v-ați gândit, însă gândiți-vă și la faptul că A minus 1 poate fi și valoarea minus 1, pentru că minus 1 ridicat și el la a doua, tot 1 ne dă. Deci, încă o dată, multă atenție la astfel de ecuații. Din prima relație voi scoate că A este 1 plus 1, că ducem cu sens schimbat, 2. Din a doua relație scoatem că A-ul meu este un minus 1 plus 1, adică A-ul vostru este un 0. Repet, ecuația noastră are atunci două soluții și acestea sunt 2 și 0. Haideți să discutăm acum despre subiectul al treilea. Prima problemă se consideră o funcție f definită pe un interval deschis 0 infinit cu valori în R, în care funcția este f de x egal cu x plus 1 supra x. Avem la subpunctul A să calculăm o limită când x tinde către 2 din f de x minus f de 2 supra x minus 2. Foarte multă atenție, când veți mai vedea o astfel de limită, de genul practic, limită când x tinde către a din f de x minus f de a supra x minus a, să știți că este derivata calculată în punctul A. În cazul meu, practic, această limită, evident, va fi derivata calculată în punctul 2. Și atunci, haideți să o calculăm mai întâi derivata și apoi să calculăm valoarea acelei derivate în x egal cu 2. Deci, derivăm funcția f derivat de x înseamnă să derivezi x plus 1 supra x și voi deriva cu regula f supra g, pentru că avem o fracție și regula spune că este f derivat ori g minus f ori g derivat supra g pătrat. Deci voi avea atunci un x plus 1 derivat ori x minus x plus 1 ori x derivat totul supra x pătrat. X plus 1 derivat, x derivat este 1, orice număr, orice constantă derivată este 0, deci o să am în paranteză un 1 plus 0 care este 1, ori x înseamnă x plus 1, ori x derivat este 1 supra x pătrat. Desfacem paranteza, minusul înaintea unei paranteze schimbă semnul la toți termenii, deci o să vină minus x minus 1 supra x pătrat. Se vor reduce x cu minus x și ne va rămâne un minus 1 supra x pătrat. Haideți să scriem să o avem și această derivată. Este minus 1 supra x pătrat.
De unde? Limita noastră, cum vă ziceam, este derivata calculată în punctul 2. Nu avem altceva de făcut decât să înlocuim x-ul cu 2 și o să ne dea rezultatul final ca fiind egal cu minus 1 supra 4. Deci avem aici egal cu minus 1 pe 4. Sub punctul B ne cere să determinăm ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă x egal cu 1, situat pe graficul funcției f. Și pentru astfel de ecuația tangentei avem o formulă și formula este în felul următor. Haideți să ștergem. Formula ecuației tangente este y minus f de x indice 0 ca fiind derivata calculată în x indice 0 pe lângă x minus x indice 0. Nouă ni se dă acel x indice 0 ca fiind egal cu 1. Și atunci o să avem ecuația y minus f de 1 ca fiind derivata calculată în 1 pe lângă x minus 1. Calculăm f de 1 odată și ne uităm la funcția noastră și o să vină 1 plus 1 supra 1, adică 2 supra 1, care este 2. Haideți să vedem și derivata calculată în 1. Mă voi uita la derivată și o să vină minus 1 supra 1 la a doua, adică minus 1. De unde ecuația tangentei va fi y minus f de 1, adică minus 2, egal cu derivata calculată în 1, adică minus 1, pe lângă x minus 1. Desfacem paranteza și o să am y minus 2 ca fiind minus x, minus cu minus plus 1. Ducem toți termenii în partea stângă și o să am y minus 2 plus x minus 1 ca fiind 0. Haideți să o aranjăm puțin. X plus y, iar minus 2 cu minus 1 face minus 3 egal cu 0. Și aceasta este practic ecuația tangentei în punctul de abscisă egal cu 1 situat pe graficul funcției f. Și în fine avem sub punctul C, în care avem de demonstrat o inegalitate. Un 2017 supra 2016 mai mic sau egal decât f de x mai mic sau egal decât 2 pentru orice x aparținând intervalul închis 1-2016. Sfatul meu este, când vedeți la subiectul al treilea, la prima problemă, la subpunctul C de regulă, o astfel de inegalitate, să faceți tabelul de variație pentru funcția noastră, adică să studiem monotonia. Și o să vă explic și de ce. Avem derivata, pentru că pentru monotonie avem nevoie de derivată. Și haideți să discutăm asupra acestei derivate. Dacă vă uitați, este un minus 1 supra x pătrat. X-ul nostru, indiferent cum ar fi pozitiv, negativ, fiind la pătrat, e clar pozitiv, dar cu minusul în față e clar negativ. Deci derivata voastră este clar negativă, de unde dacă derivata este negativă pe un interval, atunci funcția voastră este descrescătoare pe acel interval. Descrescătoare. Pe întregul domeniu meu de definiție 0 infinit. Însă, x 0 plus infinit, ei ne spun să lucrăm cu un x între 1 și 2016. Haideți să luăm pe 1 și pe 2016. Vă spuneam că derivata noastră este peste tot negativă. Funcția noastră, evident, va veni o funcție descrescătoare. Haideți să vedem ce înseamnă f de 1. Îl calculăm. Va însemna 1 plus 1, 2 supra 1 e 2. Hai să vedem ce înseamnă și f de 2016. Va veni un 2016 plus 1 supra 2016, adică un 2017 pe 2016. Haideți să scriem supra 2016 și să tragem următoarele concluzii. Cum vă spuneam, funcția noastră este o funcție descrescătoare, ceea ce înseamnă că dacă discutăm de un x cuprins între 1 și 2016, unde, evident, funcția, repet, e descrescătoare, toate valorile funcției vor fi cuprinse între f de 1 și f de 2016. Pentru că cu cât k
crește valoarea lui x, cu atât valoarea funcției scade. Și acum, f de 1 noi îl știm ca fiind egal cu 2, f de 2016 știm ca fiind egal cu 2017 pe 2016, de unde practic f-ul vostru de x este mai mic sau egal ca 2 și mai mare sau egal decât 2017 pe 2016, practic ceea ce și trebuia să demonstrăm. Și în fine, ultima problemă a acestei simulări, problema a doua de la subiectul al treilea, care spune în felul următor. Se consideră o funcție f definită pe r cu valori în r, dată prin legea f de x egal cu x la 3 minus 3x pătrat plus 2. Prima cerință este să calculăm o integrală definită de la 0 la 2 din f de x plus 3x pătrat minus 2 de x. Și haideți să o calculăm. Deci avem o integrală de la 0 la 2 din f de x, care haideți să-l înlocuim cu expresia, x la 3 minus 3x pătrat plus 2, plus 3x pătrat minus 2 de x. Se observă că minus 3x pătrat cu plus 3x pătrat se vor reduce și că 2 cu minus 2 la fel se vor reduce și atunci o să avem de-a face practic o integrală de la 0 la 2 din x la 3 de x, care conform formulei x la n de x, care este un x la n plus 1 supra n plus 1 plus c, în cazul nostru, n-ul fiind 3, o să vină atunci un x la a patra pe 4, calculat între 0 și 2. Mai întâi se va locui x-ul cu valoarea de sus, adică cu 2, deci o să am un 2 la a patra pe 4 minus un 0 la a patra pe 4. Evident, 0 la orice putere este 0 și împărțit la 4 tot 0 va fi, iar 2 la a patra înseamnă 16, supra 4 și rezultatul final va fi 4. Mergem acum la subpunctul B. Se cere să arătăm că integrala definită de la 0 la 1 din f de x minus x la a treia plus 3x pătrat plus x, înmulțit această paranteză cu e la x, este egală cu un 2e minus 1. Haideți să o vedem și pe aceasta. Ștergem și o să avem, deci, integrală de la 0 la 1 din paranteză f de x, îl rescriu, minus 3x pătrat plus 2, minus x la a treia, plus 3x pătrat, plus x, închidem paranteza, de x, de fapt nu este direct de x și aici am uitat să completez cu de x, este înmulțit cu e la x și apoi avem de x-ul. Să vedem dacă într-adevăr ne dă 2 ori e minus 1. Odată termenele asemenea, aceștia se reduc, la fel și aceștia, și practic aș avea o integrală de la 0 la 1 din x plus 2 ori e la x de x. O astfel de integrală se rezolvă folosind metoda integrării prin părți. Haideți să vă scriu formula. Este integrală din f ori g derivat, este f ori g minus integrală din f derivat ori g. Practic, după cum vedeți, am un produs între o funcție f și un g derivat. Am să mă folosesc de acest e la x, pentru că e la x derivat este tot e la x și atunci integrala mea mai poate fi scrisă integrală de la 0 la 1 din x plus 2 ori e la x derivat de x. Repet, pentru că e la x derivat este tot e la x. Și dăm drumul folosind această formulă și o să vină f ori g, adică x plus 2 ori e la x calculat între 0 și 1, minus integrală din, tot de la 0 la 1, din x plus 2 de data asta derivat, ori e la x de x. Ok, mergem mai departe. Aceasta, haideți să o calculăm și vă spuneam, mai întâi înlocuim cu valoarea de sus, deci o să vină atunci un 1 plus 2 ori e la 1, minus, înlocuim cu valoarea de jos, un 0 plus 2 ori e la 0, minus integrală de la 0 la 1, x plus 2 derivat, x derivat este 1, 2 derivat e 0, deci am un 1 plus 0 care este 1, ori e la x, deci o să vină integrală din e la x atunci, de x. Calculăm, haideți să scriu aici, calculăm 1 plus 2 face 3 ori e la 1 înseamnă 3e, minus
E la puterea 0, cum de altfel orice număr diferit de 0 la puterea 0, știm că este 1, deci E la 0 este 1 și atunci o să am un minus 2, nici nu aveam nevoie practic de paranteză, minus integrala din E la X este E la X, calculat între 0 și 1. Deci avem un 3E minus 2 minus, acum voi înlocui X-ul, repet, cu valoarea de sus și fiți foarte atenți cu acest minus înaintea lui E la X și atunci vă sfătuiesc să puneți minusul și să puneți o paranteză în care să calculați, practic, să faceți acele înlocuiri și o să am E la 1 minus E la 0. De unde o să am un 3E minus 2 minus E la 1 este E, E la 0 este 1. Ceea ce, desfăcând acum parantezele, o să ne vină un 3E minus 2 minus E plus 1, adică un 2E minus 1, lucru care trebuia să-și arătăm ca fiind rezultatul acelei integrale. Și în fine, sub punctul C, demonstrați că integrala definită de la 1 minus A la 1 plus A din f de x de x este egală cu 0 pentru orice A număr real. Haideți să verificăm acest lucru. Hai să ștergem. Deci, avem integrală de la 1 minus A la 1 plus A din f de x, adică din x la 3-a minus 3x pătrat plus 2 de x. Bun. Noi știm că dacă avem integrală dintr-un f plus g, este tot timpul cu integrală din f plus integrală din g. Deci avem posibilitatea, dacă sunt adunate sau scăzute mai multe funcții, putem face integrală din fiecare în parte. Asta vom face și noi. Și atunci o să vină egal în continuare cu integrală de la 1 minus a la 1 plus a din x la 3a de x minus, o să continui aici, integrală de la 1 minus a la 1 plus a 3x pătrat de x plus integrală de la 1 minus a la 1 plus a din 2 de x. Integrală din x la 3a, vă spuneam și mai devreme, este x la 4a pe 4, calculat între 1 minus a și 1 plus a, minus 3-ul lăsăm în pace și integrală din x la 2a este un x la 3a pe 3, reducându-se 3-ul cu 3-ul, calculat între 1 minus a și 1 plus a, și integrală din 2 este practic 2x, calculat între 1 minus a și 1 plus a. Deci, avem un x la 4 supra 4 supra 4 minus un x la 3 pentru că 3 cu 3 s-a redus plus 2x, toată asta calculată între 1 minus a și 1 plus a. Și haideți să ne apucăm de treabă. Vom șterge aici. Ok. Odată, înlocuim x-ul, cum vă spuneam, cu valoarea de sus, cu 1 plus a. Deci o să vină 1 plus a la a patra supra 4 minus 1 plus a la a treia plus 2 pe lângă 1 plus a. Punem paranteză dreaptă. Minus. Înlocuim cu valoarea de jos, adică 1 minus a la a patra supra 4 minus 1 minus a la a treia plus 2 pe lângă 1 minus a. Și haideți să vedem ce obținem. Am să șterg aici. Eu propun să desfacem parantezele și o să vedeți și de ce propun să facem acest lucru. O să avem un 1 plus a la a patra minus 1 minus a la a patra supra 4. Apoi, la acești doi termeni, o să scot un minus în față și o să am un 1 plus a la a treia, minus cu minus făcând plus și eu scoțând un minus în față, trebuie să-i pun un minus, 1 minus a la a treia. Hai să-i pun într-o paranteză dreaptă pe aceștia.
La următorii doi îl dau termen factor comun pe 2 și o să am pe lângă 1 plus A minus 1 plus A, pentru că minusul acesta va schimba semnul și va veni minus 1 plus A. Și haide să-i dăm drum. Aici avem un A, 1 plus A la a patra, pe lângă 1 minus A la a patra, care îl pot scrie ca fiind un 1 plus A la a doua minus 1 minus A la a doua. Practic, pe lângă un 1 plus A la a doua plus 1 minus A la a doua. Totul supra 4. Ce am făcut? În loc să zic 1 plus A la 4, am considerat ca fiind un 1 plus A la a doua, la fel și în situația lui 1 minus A, și aveam un A pătrat minus B pătrat, care înseamnă A minus B pe lângă A plus B. Minus. Aici am un A la 3 minus B la 3. Haideți să vă reamintesc și această formulă. Este un A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Ceea ce o să vină în cazul meu, un, hai să deschidem o paranteză, 1 plus A minus 1 plus A, într-o paranteză, pe lângă, am nevoie de aceasta, un 1 plus A la a doua, și atunci aici punem o paranteză dreaptă și lăsăm paranteza dreaptă, o ștergem, plus A ori B, adică 1 plus A pe lângă 1 minus A, și o să mai am un plus B la a doua, adică un 1 minus A la a doua. Și în fine, în aceasta o să am un A plus A care face 2A, care înmulțit cu 2 face un 4A. Hai să zicem plus un 4A. Din nou aici avem o formulă de calcul prescurtat, sau putem să și calculăm, vine 1 plus 2A plus A pătrat, am folosit formula A plus B totul la a doua, minus 1 minus A ridicat la a doua e 1 minus 2A plus A pătrat, însă cu minusul în față va veni minus 1 plus 2A minus A pătrat. Să nu uităm că îl mai am și pe acesta și atunci mai bine facem o linie fracție un pic mai lungă. 4 și aici la fel o să am 1 plus 2A plus A pătrat, și 1 minus A la a doua vine 1 minus 2A plus A pătrat. Ok. Minus. Aici o să ne rămână un 2A pe lângă. Din nou avem o formulă prescurtată, mai bine scriem de desubt, să nu zăpăcim. Adică un 2A pe lângă. 1 plus 2A plus A pătrat. Aici o formulă A plus B pe lângă A minus B, adică un 1 minus A pătrat. Și din nou avem un 1 minus A totul la a doua, 1 minus 2A plus A pătrat. Și am închis-o. Plus acel 4A. Hai să reducem ce se poate reduce. Minus 1 plus 1. Și o să am un 2A cu 2A care va face 4A. Haideți să scriem. Deci am 4A ori. În cealaltă avem un 2A pătrat plus 2. Sau un 2 pe lângă A pătrat plus 1, dându-l pe 2 factor comun, supra 4, minus. Aici am acel 2A ce vă spuneam, înmulțit cu, haideți să reducem ce se poate reduce și aici, și ne-a rămas un 1 plus 1 plus 1 care face 3 plus A pătrat. Ok, bun, și ne mai rămâne acest plus 4A, plus 4A. Desfacem, sau de fapt putem simplifica aici 4 cu 4 și acum desfacem paranteza și o să am un 2A la 3A plus 2A ori 1 care e 2A minus 2A ori 3 face minus 6A, minus 6A. Și minus 2A ori A la a doua vine minus 2A la a treia plus 4A. 2A la a treia cu minus 2A la a treia se reduc. 2A cu 4A fac 6A și minus 6A îmi face 0. Ceea ce practic trebuia să și demonstrăm ca fiind rezultatul nostru. 0.